vorbit, n-a rezistat comunicarea între mine și persoana aia pentru că sunt mult prea rece, mult prea închisă, nu ofer afecțiune, nu stau cu persoana aia, nu fac timp de persoana aia, m-am axat tot timpul pe școală, pe muncă, pe casă și pe atât. Nu am vrut să mă mai deschid față de nimeni în ultimul timp, după relațiile mele. Și în relațiile mele ulterior am devenit la fel de rece, că de acolo probabil am devenit așa. Și în momentul în care am venit aici am zis, ok, nu o să mai fiu așa, o să încerc să îmi revin, să fiu, sunt femeie până la urmă.